Ieri a fost o nebunie. Am făcut 100 de abonați fix de ziua mea. Deci... cel mai tare cadou ever. Și da, asta e Farming Simulator 17. Pentru că știu că sunt mulți care vor. Și una din seriile alea care s-ar putea să explodeze. Așa că mi-am făcut un profil de la zero. Mi-am pus 1.000.000 de euro ca să încep mai ca lumea. Am un mod de Ford Mustang care sună super. Nu înțeleg de ce nu mi se aude bine, dar... stați așa. Da. O să mă plimb puțin să vă arăt fermă. Dar din interior nu e cine știe ce. Aici îmi țin vehiculele pe care o să mi le cumpăr. Că după cum vedeți am 1.040.000 de dolari. Euro. Dolari. Trebuie să fac terenurile, să le... asta trebuie să-l ard. Asta de aici... trebuie să bag combina în el. Și... doar două terenuri. A, și 12. A serit. Oare ce zice chestia asta? A. Deci, hai să cumpărăm toate chestiile necesare. O să dureze ceva, dar... asta e un fel de episod de prezentare. Să văd dacă vreți să facem serie cu asta. Uuu, un drift. Ok, deci o să apăs pe P. În primul rând trebuie să ne luăm o combină. Case. Sau aș putea să caut în moduri, stați așa. Save game. Dar s-ar putea să se oprească. Nu, nu caut în moduri, o să cumpăr așa. Și o să o iau pe... galbuia asta am avut-o și pe telefon. 14.500, 12.500. Da, o să iau pe asta. Select. Buy, yes. Ok, deci pentru asta avem nevoie de... NH41 sau 980CF12. Pe care nu știu... a, de aici. Oh, shit. Știu că asta merge. 12 metri, 13... dar nu e diferență mare. CR1090, o iau pe asta. Select. Ok. Deci, avem combina. O să-mi trebuiască o remorcă. Un camion cât costă. Asta atinge mai mult, 80, 80. Are un pic mai multă forță, dar e mult prea mare. Dar o să-l iau. Sau nu știu. Pentru 10.000.
Hai, le iau pe asta. Culoare. Fac albastru deschis, verde, verde, îl fac verde. White tires, standard. Ok, rim color negru. Bye. Ok. Deci avem așa, îmi trebuie și o remorcă. Oh shit. Cât are asta? Wow. 42.000, 42. Asta e mai mare. Dar nu e pentru ce vreau eu. Sau, ba da, what? Câtă mai diferența? Asta e... ce e asta? Nu știu ce e asta, cred că o să o iau pe asta. Nu, asta, o iau pe asta ca să se... ca să vină în tonul de verde. O las verde. Bye. Ok. Am nevoie de pluguri. Și de un plug ca lumea. What the fuck? Ok. 77 de mii. Cred că mi-ajunge ăsta. Acum am nevoie de cultivatoare. A, de fapt, cred că am deja. Nu, nu am niciun cultivator. What? A, da, pentru că am vândut tot ieri. Oh shit. Cât mai? Stai. 12 metri. O să o iau pe asta. Cultivator, ok. Nici nu mai mi-am amintit dacă am cumpărat tractor. Cred că o să trebuiască să mai îmi dau niște bani. Garaj. Nu avem tractor. Sper să-mi ajungă banii de tractor în... să-mi intre în banii ăștia. Cel mai scump tractor e 107. Tractorul ăsta are 200. Oh, are prea puțin. Mult prea puțin. Asta e mult prea scump. Ceva în bugetul ăsta să aibă o putere decentă. 210 cai, 224. Nu vreau să iau top of the line, dar totuși. 320 de cai ar fi limita și trebuie să iau două tractoare. Sau le iau pe asta cu vaca. Dar are prea puțin. Nu, o să iau unul pe șenile, că știu că am nevoie. Deci o să mai îmi dau niște bani. Câtârâl alt 0. Trebuie să mă urc în mașină. Câtârâl alt 0. Ok. Sper să nu se supere nimeni că fac chestia asta. Dar vreau să încep mai ca lumea. Deci o să cumpăr un din ăsta. Stai, care e diferența? Asta e mai bun. 646 de cai top of the line. Holy shit. Ok, deci sunt deja de pus o gaură destul de mare. După un tractor normal. Cât are asta? 400. Asta are 469 de cai. Ok. Nu vreau așa. Wheel weights, twin weights, standard. Greutăți la roți, ok. Nu se merită că e deja destul de puternic. Ok. O să merg cu...
Așa. Deci asta e tot ce am cumpărat eu până acum. What the... Ok, asta înseamnă să fii prost. Asta nu era ce credem eu că e. Oh, God. Asta e destul de drăguț. Parcă aici, sper că nu se supără nimeni. Deci trebuie să vând aia. Mașina de arat, așa. Tractoarele astea imense. Mamă, cât am mai tractoare și nimeni. Poate nu trebuie la oră puteți maxima. Să uite cam tare. Hai să dăm la 60, 60. Ok. Putem să se dau aici la maximum. O să-l parchez și pe ăsta lângă camion. Farul se aprinde pe spate. Yep. Marfa. Deci trebuie să vând aia, garaj. Dacă o și găsesc chestia asta. Ok, deci trebuie să cumpăr ceva care poate fi tras. Uite chestia asta. 59 de mili de litri, 45... Deci tot e mai mare. Da. Ok, cumpăr... Acum o să trebuiască să atașez asta la camion. Ar fi tare dacă aș putea din oglinzi. Să duc asta la fermă. Nu merge chiar așa de repede, dar 83 la oră e destul de bine. Așa zic. Li... Aici undeva trebuie să fac la dreapta. De fapt nu, trebuie să iau pe străduță. Nu știu cum se semnalizează. Dar nu știu dacă pot să semnalizez. Aici trebuie să fac la stânga. Dar faza că ferma asta nu are, sau nu știu unde e chestia unde depozitez mașini. A, uite acolo. De fapt, stai ca aia nu e. Ia să mă dau jos.
Acolo e hambarul. Aș putea să-l pun aici. O să fie greu să parchez, dar încerc. What the fuck? S-au ridicat roțile în aer. Ok. O să-l las așa momentan, cred că stă bine. E cam ciudat, dar... să aibă și el un loc ușor acolo. O să atașez asta la combina. Dacă și știu cum. Cred că cu capul așa trebuie să se prinde. Ups. Q. Ah, gata. Oh. Cum o să ies eu de aici? Că asta e prea mă... Ah, pe asta vedeți. Dar oricum, asta a fost episodul de prezentare. O să fac și un challenge azi, mă. Am multe chestii plănuite. Sper să aibă succes seria și ne auzim la primul episod.